La 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. Încep eu? Da. Ok. Ce zice un chirurg în timpul unei operații când sună cineva la ușă? Intră, e deschis. Am cunoscut un manelist cu dreaduri. Îl chema Gea de la Craiova. Pentru mine, zâmbetul iubitei mele este cel mai frumos dar. Dar îți țin capul într-o pungă de cadouri. Când am fost în Franța, a trebuit să cumpăr mâncare câinelui. Dar nu știam nicio boabă în franceză. De ce nu își pun taximetriștii butelii pe biciclete? Pentru că deja sunt pe gaz. Din totdeauna mi-am dorit să am doi copii, dar e ilegal și cu unul. Eu sunt foarte fericit cu ce am. Iubita mea e una la 1 milion, că nu mi-am permis la 1,5 milioane. Știi care e masculinul de la coafeză? Nu. Gay. Știi de ce bat clopotele? Că am boală pe ele. Ce faci dacă ți se neacă copilul în cadă? Îl pui repede în orez. E ca nou. Știi cum am făcut o infecție la McDonald's? Am comandat o porție mare de cartofi și una mică. Și băiatul mi-a zis că pentru una mică ne vedem în baie. M-am întâlnit cu un surdomut și n-am înțeles nimic din ce îmi zicea prin semne. Vorbea de parcă avea prune în mâini. Da. 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 1, 2, 3 și. Încă o dată? Nu. Ți-am distrus farfeca începi. Hai. Știi care e primul lucru pe care l-am gândit când am aflat că sunt gravidă? Nu. Hei, hei, nu trebuie să mai îmi sub burta. Stai, așa că mi s-a închis ăsta. Bă, al naibii, și am și cod lung de 6. Așa. Mulți fani Războiul Stelelor nu știau că maestrul Yoda a avut un frate geamăn care a murit la scurt timp după naștere. Îl chema Tunu. Azi eu și copilul meu de 2 ani am petrecut o oră căutând checul cu ciocolată pe care l-am mâncat eu cu tasul azi noapte. Bun. Se spune despre castravete că e 96% apă. Practic doar 4% e castravete. Da, corect. Știi de ce îi e frică vampirului să-și repare bicicleta? Că e șurubelnița în cruce. Fain. Azi m-a înjurat un greiere bâlbâit. Cri, cri, Cristosul mătii. Ok. Sunt gravidă, după cum ai văzut. Da. Și am 2 băieți. Deci, practic, azi noapte, când am făcut sex cu bărbatul meu, am avut 3 puli în mine. Ha, ha, ha.
Iubita mea mă încurajează mereu. Odată am ejaculat precoce și mi-a zis: capul sus! Îmi pare rău că Toma nu e aici să audă gluma asta proastă despre el. Toma e atât de mic încât îl poți face mumie dintr-o rolă OCB. Știi cine a venit la mormântarea lui Bulă? Un englez și un francez. Ziua, copiii strigă prin parcuri Pokémon Go. Știi ce strigă noaptea? Pomohaci nou. Fai. Și de ce își duc bărbații soțiile în vacanță la Niagara? Cascadă. Cascadă. Cascadă, da, da. Da. Nice! Știi ce spun românii când merg în Africa? Bă, ăla nu-i Cabral? Așa, se zice că atunci când treci prin țara orbilor, să închizi și tu un ochi. De ce? Oricum nu te vede nimeni. Știi de ce se temeau cel mai tare evreii sâsiți? De trupele SS. La beție omul este pisică, maimuță și la urmă porc. Eu nu știu ce categorie sunt, că după 7 beri sunt pulă. Dacă o înșeli, e trădare. Dacă o înșeli cu un fotomodel, e înaltă trădare. Ce dai aia primești. Acum știu ce să fac ca să primesc blowjob-uri. Știi care ar fi un nume bun de bar în gară? La peron șpriț. Mie îmi place femeia cum îmi place fasolea. Neagră și la conservă. Știi care e termenul medical pentru beșină? Vărsat de vânturi. Nu este ironic să spui că omul merge în scaunul cu rotile? M-am gândit la o probă olimpică mai spectaculoasă. 100 de metri garduri cu curent electric. Eu pentru foarte multă vreme am crezut că sfinții din icoane au de fapt sombrero. Thank you.